prieteni, astăzi voi încerca să răspund la întrebarea, la câteva întrebări legate de colivă. De ce este coliva? Când se folosește coliva? Când apare coliva? Coliva, un cuvânt de origine grecească, din ce alcătuită sau cum este făcută, în ce context are coliva? E un tip de mâncare. Toată lumea o știe, sunt zone în care se face într-un anume fel, fie din grâu, fie din arpacaș. Mă rog, procesul, nu știu eu prea bine, soția știe și produsul finit este grozav, dar e legat de ritualurile înmormântării, de înmormântare. Acum știm, în tradiția creștină răsăriteană, că există anumite momente de comemorare, de pomenire a celor adormiți. În cazul în care cineva din familie sau din prieten trece dincolo în viața veșnică, există rugăciune de pomenire la 3 zile, la 9 zile, la 40 de zile, la 6 luni în unele părți, la jumătate de an, la un an de zile și după. Există diferite momente în care biserica face rugăciuni pentru cei adormiți. Aceste rugăciuni sunt însoțite de anumite ofrande. Una din aceste ofrande este coliva, pe lângă colăcelul și vinul, care sunt aduse la biserică pentru a fi sfințite. Acum, să știți că multe din aceste ritualuri pe care noi le avem astăzi nu sunt invenții exclusiv creștine. Coliva, acest aliment, spre exemplu, în zona grecească, precede perioada creștinilor și nu este neapărat legată de un cult al morților, ci este o ofrandă pur și simplu care se dădea în anumite locuri, o ofrandă se dădea în numele sau pentru cei adormiți. Creștinul de astăzi este foarte interesat să facă în mod corect ritualul despre ritualul legat de mormântare, mai ales pentru o persoană dragă, pierdută, trecută dincolo, la viața veșnică. Ce este important să știți, nu este istoria. Istoria colivei apare undeva e legată de o anumită întâmplare din timpul unui imperator roman, apostat Iulian Apostatul, care într-un anume post mare dorește să-i batjocorească pe creștini, stropind toate produsele din piață cu sânge de animale jertfite idolilor. Arhiepiscopul cetății de atunci, Eudoxiu, are o întâlnire extraordinară cu un martir, Teodor Tiron, care îl avertizează despre acest pericol. Uite, când creștinii vor veni în cetate și în piață și vor cumpăra cele produse stricate de sângele cărnurilor jertfite idolilor, ei să nu mănânce. Patriarhul întreabă, arhiepiscopul întreabă și ce să mănânce. Și el le spune ce anume să mănânce. Să mănânce colivă. E un lucru, mă rog, greu amestecat cu miere. Această descoperire, revelație a lui Eudoxiu schimbă tactica, schimbă abordarea creștinilor vis-a-vis de interesul forțat al lui Iulian Apostatul de a-i converti din nou la păgânism. Din atunci, de câteva secole mai târziu, biserica dedică prima sâmbătă din postul mare Sfântului Teodor Tiron. Și e legat această ofrandă de sărbătoare aceasta. Am ce este important de reținut e semnificația acestui aliment bun, de altfel, plăcut, toată lumea, cel puțin n-am găsit oameni cărora să nu le placă coliva. E alcătuită din semințe de grâu.
aceleași semințe de grâu din care se face pâinea, prescura. Ele adunate, puse la oaltă, semnifică comunitatea. În Evanghelia de la Ioan, capitolul 12, aflăm, ne spune Mântuitorul Hristos că dacă bobul de grâu nu este aruncat în pământ, nu moare, nu aduce rod, cel care este așezat, sau mă rog, pentru care se dă o ofrandă, cel mort, moare cu nădejdea învierii, cu nădejdea darului. Darurile acestea legănate în timpul slujbelor de pomenire, date pentru unii scandalos în chip idolatru, date pentru cei adormiți, reprezintă de fapt o manifestare ritualică a unui conținut de credință. Că noi suntem o comunitate pe care moartea nu ne desparte, cei vii și cei trecuți dincolo, încă în comuniune vie. Pe curând, prieteni!